Astăzi a avut loc o ședință în care, în prim plan, a fost discutat felul în care au fost investite fondurile europene și vor fi investite în continuare în modernizarea și reabilitarea mai multor obiective din județul nostru. Toate acestea sunt posibile datorită programului operațional regional și a implicării autorităților județene și locale. Prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedin Țaladin Georgescu, au fost atrase fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene, reabilitarea, extinderea și dotarea UPU și a Spitalului de Boli Infecțioase, precum și consolidarea și restaurarea unor instituții culturale. În cadrul proiectului operațional regional Sud-Vest Oltenia au fost investite fonduri europene în valoare de peste 200 de milioane de euro la nivel județean, dintre care peste 55 de milioane de euro la nivel local. Mă bucur în prezența dumneavoastră și sunt convins că ne va fi și de folos în ceea ce privește viitorul program regional Sud-Vest Oltenia. We are here to help you for this process to make it easier and more close to reality. Ei sunt aici pentru a vă ajuta să facem acest program mai ușor și cât mai apropiat de nevoile și realitățile județului. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țaladin Georgescu a acordat întotdeauna o atenție deosebită atât domeniului sănătății, cât și infrastructurii drumurilor județene. Astfel se realizează lucrări de reabilitare și modernizare la mai multe unități spitalicești de pe raza județului pentru a oferi condiții tot mai bune mehedințenilor. Totodată, în ceea ce privește infrastructura rutieră a județului nostru, au fost investiții de peste 200 de milioane de lei în reabilitarea și modernizarea mai multor drumuri. Deci, cel puțin de când sunt eu în Consiliul Județean Mehedinți, este pentru prima oară când avem o vizită a reprezentanților Comisiei Europene cu responsabilități pentru implementarea programului operațional regional în România. Am avut astăzi trei reprezentanți de la Comisia Europeană, am avut reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Am discutat, evident, despre proiectele pe care le-am implementat, despre problemele pe care le-am întâmpinat în timpul implementării acestor proiecte și, evident, că încercăm împreună să găsim cele mai bune soluții pentru a accesa cât mai ușor și a implementat cât mai repede proiectele pe fonduri europene. De asemenea, noi suntem pregătiți la nivelul Consiliului Județean, atunci când se vor deschide apelurile de proiecte, să depunem cereri de finanțare și să accesăm proiecte pe programul regional 2021-2027, cel puțin la nivelul exercițiului financiar anterior. Ne vom axa în continuare pe drumuri județene. Anumite tronsoane de drumuri județene deja îl avem în faza de a se întocmi proiectul tehnic, tot pe fonduri europene, prin programul operațional asistență tehnică. De asemenea, vom avea în vedere dezvoltarea obiectivelor sau punerea în valoare a obiectivelor turistice pe care n-am reușit până acum să le punem pe fonduri europene și să continuăm pentru spital reabilitarea tuturor corpurilor de clădire pe care le mai avem și, evident, dotarea acestora. Și mă bucură faptul că pe următorul exercițiu financiar ADR Sud-Vest Oltenia va fi organism intermediar pentru implementarea programului operațional pe sănătate și sperăm ca pe acest program să accesăm ceea ce nu am reușit să accesăm până acum pentru Spitalul Județean. Alături de autoritățile locale și județene au fost importanți reprezentanții ai Comisiei Europene, care se implică activ în dezvoltarea și modernizarea zonei de sud-vest a Olteniei. Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, spune că este bucuros să colaboreze cu reprezentanții Comisiei Europene, directorul direcției EMPR și directorul adjunct al Unității pentru România, DigiRegio. De asemenea, acesta spune că în cadrul aceluiași proiect, la nivel local, se vor reabilita parcurile centrale, zona Alunii, se vor reabilita zonele defavorizate și vor continua investițiile în domeniul educațional. Ne bucurăm de prezența reprezentanților Comisiei Europene în municipiu și în județ. Sunt multe probleme pe care le vom ridica în discuțiile pe care o să le avem. Unele le-am ridicat și astăzi în ședința publică. Este important să avem o colaborare bună cu Comisia Europeană. Sunt multe probleme care apar în derularea acestor milioane de euro pe care noi îi atragem. Pregătim în continuare proiecte importante, vorbim aici de reabilitarea parcurilor centrale, vorbim de Parcul Gării, Parcul Dragalina, Parcul Rozelor, zona Aluniș,
continuăm să reabilităm și zonele defavorizate, altele decât cele care le-am reabilitat până acum. Vorbim de școli, vorbim de grădinițe, vorbim de licee, foarte mulți bani europeni pe care vrem să-i atragem și prezența reprezentanților Comisiei Europene este extrem de importantă pentru noi. Directorul adjunct al Unității pentru România, Digi Regio, a susținut faptul că această întâlnire a fost una extrem de folositoare, putând să discute direct cu autoritățile responsabile în implementarea proiectului. Am avut o întâlnire foarte folositoare în care am încurajat autoritățile să participe activ la discuția despre cum va fi implementat proiectul, să ne împărtășească experiențele în trecut și să ne dea un sfat despre cum o să fie implementat proiectul în viitor. Noi nu am încurajat doar autoritățile locale să facă acest lucru, ci întreaga societate să ia parte la această discuție, pentru că oportunitatea este aici, în România. Avem bani regional și este important să știm ce să facem cu ei. Ce ne-a plăcut a fost că această întâlnire nu s-a oprit în Craiova. Vom merge prin țară pentru a discuta cu cei responsabili de implementarea acestui proiect. Vrem ca proiectele să fie unele ambițioase și, din ce vedem, avem parte de asta aici. Autoritățile locale și cele județene, alături de distinșilor invitați, au vizitat principalele obiective de interes din municipiu. Aceștia au fost încântați de faptul că județul nostru a cunoscut o adevărată evoluție în urma investițiilor realizate prin fonduri europene. Prima oprire a acestora a fost la Muzeul Regiunii Porților de Fier, în cadrul căruia președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și-a arătat respectul atât pentru cultură, cât și pentru tradițiile românești, modernizând acest obiectiv turistic. Iar aici avem o sală în care prezentăm patru zone din defileul Porților de Fier, cazanele mari, biodiversitatea din cazanele mari. Un lucru esențial, dar care nu ne face, sau ne-a încurcat un pic în cercetarea epocii romane a anfiteatrului, a fost faptul că zona aceasta este răscolită în tot evul mediu, poate și în epoca modernă, din faptul că am descoperit, pentru cei care studiază evul mediu, este un lucru benefic, până în prezent vreo 6 locuințe medievale, bordee, semigrope, bordee sau locuințe de suprafață, care ar trebui protejate. Ce aș putea să zic? Importanța sa este majoră, este nevoie clar, este imperios necesar realizarea unui proiect care să valorifice și să valorizeze din punct de vedere cultural, științific, turistic, acest edificiu. Următoarea oprire a avut loc la cetatea medievală a Severinului, unde autoritățile au fost întâmpinate în stil medieval, cu dansuri specifice perioadei. Imaginea cetății medievale a Severinului a fost schimbată total de către edilul orașului, care a adus plus valoare acestui obiectiv. Ultima oprire a avut loc la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, unde în acest moment au loc ample lucrări de reabilitare, modernizare, dotare și extindere. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a acordat întotdeauna o atenție deosebită domeniului sănătății, pentru ca mehedințenii să beneficieze de cele mai bune servicii de tratare, nemai fiind nevoit să parcurgă sute de kilometri pentru a se trata în alte județe din țară. Ce se construiește aici este ideea nouă unității de primire urgențe, finanțată pe axa prioritară 8. Iar ce se vede în spate, deja vopsit la exterior, este proiectul pe eficientizare energetică, pe 3.1b, este clădirea mare a spitalului. În continuare, în cadrul proiectului operațional regional Sud-Vest Oltenia, pentru județul Mehedinți, dezvoltarea nu se va opri aici. Atât autoritățile locale, cât și cele județene anunță noi planuri de dezvoltare în toate domeniile.